totuși înaintează în călătoria asta, în procesul ăsta de devenire, în primul rând a omului. Misiunea noastră, una dintre cele mai mari, este a ne naște pui de om și a deveni om în sensul adevărat al, al cuvântului. Adică ne folosit toate atributele noastre, creierul, limbajul, comportamentul, atitudinile, emoții și restul, în direcție, într-o direcție. În care direcție? Într-o direcție în care cineva ne așteaptă să venim. De-aia și numim devenire. Nu uitați niciodată că totdeauna ne așteaptă două polarități: yin și Yang. -ul. Și spuneam că între acum și ceea ce ne dorim, poate să uh, intervină acest proiect al vieții pe care noi putem să ne l facem, și uh, cam așa am putea să ne folosim de o strategie din care noi să uh, învățăm cum să ne uh, urmărim traseul, adică obiectivele de viață. Când pornim de la... Singura schimbare cu adevărat este cea de atitudine. E adevărat, asta e singura schimbare care depinde de noi. Poate să fie e, foarte prom. mică iubirea, dar foarte calitativă. Adică nu, nu există multă sau puțină, există calitatea, necesară sau nenecesară. Acum, celălalt trebuie să știe cum percepi tu iubirea? Dacă el însuși nu-și dă seama că tu ești vizuală și la tine vi vi iubirea trebuie să capite noțiuni vi văzute. Sau el nu-și dă seama că tu ești auditivă și că tu trebuie să auzi iubirea, nu să o vezi. O, -o perspectivă distructivă ne spune că nu avem definite aceste roluri în, și o ordine firească. Punem copilul pe primul loc și uităm de partener. Depolarizarea cuplului în momentul în care femeia își asumă atribuțiile bărbatului și. Deia, un bărbat are o valoare, o femeie are o valoare. Dacă însunesc și creează o familie, familia e mai valoroasă decât fiecare membru care o compune. De aia trebuie să ținem la familie. Deia, alții o să lovească în familie tot timpul. Așa și în viața noastră. Bărbatul matur este el care mult timp stă într-un loc așa, și nu reacționează, nu se agită ca sticla aia. Știi că dacă o agităm, sare campanii. Ei uite, oamenii nematuri sunt ca șampanie. Ei puțin și li sare două. Ești, e pus rezistență acolo în portofelul. Nu, ai când ai ajuns acolo, nu ai cu ce plăti. Deci, spunem așa, nu se realizează numai acele obiective pentru care tu nu vrei să plătești plata, sau vrei să plătești, dar n-ai capital, n-ai un punguliță cu ce să plătești. Te întorci înapoi, îți pui în punguliță, te antrenezi, te înăcitate, răbdare, rezistență, agresivitatea, știința. Ca tipare comportamentale, un, un mod de a comunica foarte bun este comunicarea relațională în sensul că este bine să fim atenți la mesajul pe care îl auzim de la celălalt, și să confirmăm, nu neapărat să fim de acord, ci doar să-i confirmăm că am auzit ce a spus. Asta în semn de respect în primul rând față de el, apoi să adăugăm părerea noastră în complementaritate, în apoziție, folosind și nu dar în opoziție, pentru că automatiscăm o tensiune în comunicare. Nu trebuie să faci nu știu ce lucruri mărețe de astăzi. E enorme. Schimbări radicale. Nu, că radicalul știți ce înseamnă matematică, nu? E cumplit, vă spun eu. Adică stiu pe tine să scot rădăcina pătrată, să dai iei în două, în două, să rup tine în două, să te... ești așa ca pe un zid, să te sparg totul ca un gard, așa, și eu fiecare cărămidă, ne tine să le așezăm altfel și la aceleași cărămidă, aceleași număr de cărămidă, dar nu o să mai iasă un gard așa tâmpit, și o bisericuță, un... de este acum să o, o... troiță. Din acele și tind să ajung ce vreau eu, nu ce vor ei să ajung. Uite, lupta asta va fi din ce în ce mai crâncenă odată cu trecerea timpului. Și că ai făcut aici o schimbare, ai o dus la alta, asta au dus la alta, asta au dus la altă, cercul s închis. Gata. Cercul s-a închis, mai departe poți să rămâi captivă acelui cerc. Sau poți să rupe acel cerc și ce să faci? Să începe altul. Adică începe spirala. Și crești, crești. Dacă nu, ai descoperit că la este închis cercul. ai dobândit niște puteri, de exemplu, de vindicare. Și te învârți toată viața în cercul de vindicare, o să fii bioterapeut, circar, toată lumea o să vină la tine să-i tratezi, așa și tu o să fii captiv în puterea aia, în loc să o